ziua! Nova Brașov vă invită la o nouă emisiune Zona Neutră. Astăzi avem invitat pe Dan Neacșa, care n-a fost mai de mult ușor pe la noi de când ne-a mutat nici atât. O să discutăm despre fotbal, bineînțeles. Poate că cu Dan putem vorbi și de alte sporturi. Este un fin analist. Și cât ai, Dane, ca jurnalist? Câți ani? În jur de 20. 20. Peste 20. Mulți înainte. Bine ai venit. Mulțumesc de invitație. Bună ziua. Și spre sfârșitul emisiunii, așa cum știți, am inițiat un concurs cu întrebări. Dumneavoastră răspundeți așa cum ați făcut-o. Și vom da un premiu lunea viitoare, un tricou Homa, și o îmbrăcat într-un tricou Homa. Dan va atrage la sorți câștigătorul, care în funcție de posibilități, vedem, îl invităm lunea viitoare aici să-și ridice premiul. Dane, înainte de a intra în profunzimea temei, ce mai faci? Bine, pe lângă terenurile de sport, chiar în weekend am avut așa un tur de forță pe la Liga 3, pe la Liga 5, unde sunt observator așa, în cadrul AJF, pe la televizor să vedem meciul echipei naționale, așa, atât a celei mari cât și a celei de tineret, da. Pe lângă fotbal. Pe lângă fotbal. Mai scrii, nu? Da, la... bună ziua. Bună ziua. Așa. Să intrăm în subiect și să începem cu o întrebare atât de necesară și atât de incomodă, să spunem, că vreau să te întreb. Am întrebat pe mulți invitați, fiecare cu părerea lui și eu am părerea mea. De ce crezi că a fost îngenunchiat fotbalul brașovean de maniera în care o știm cu toții, să ajungem să avem echipă în Brașov la nivelul Ligii a 3-a, nici măcar Liga a 2-a, o echipă de tradiție? Ce părere ai? Așa? Evident, din rațiuni financiare, acum o să mă contracara și să spuneți, dar autoritățile locale de ce nu vin în sprijinul sportului, a fotbalului în special, care an la rând a ținut la Brașov cap de afiș al sportului. Brașovul a trăit în ultimii ani pe spatele, prin prisma... A trăit periculos, în primul rând, an de zile. Da, a fost la limita existenței. Ioan Neculae... Și n-ar trebui să uităm faptul că în ultimul timp echipele din Liga 1 beneficiază de bani din televizări. Da. Ei, când a preluat acel om echipa, nu exista așa ceva și multă lume uită acest lucru. Chiar țin minte ultimele zvâgniri, ca să spun așa, pe stadion, pe tineretului, la meciurile lui FC Brașov, când era înjurat în toate modurile. N-a fost chiar fair play sau mă gândesc că cei care strigau erau ignoranți sau ușor de manipulat, pentru că puteam avea exemplu Rapidului, lui Copos, care la fel a fost înjurat. A dispărut Copos, a dispărut Rapidul, care și acum și el încearcă să învață să meargă, ca să spun așa. Revenind, nu foarte, nici lor nu le este ușor, în ciuda brandului care și l-au redobândit. De Rapid. La Brașov s-a început reconstrucția cu acest SSR Brașov, dar este foarte greu, nu e cel mai dur termen, e aproape imposibil la ce se întâmplă astăzi în jurul echipei, lipsa banilor, spunându-și cuvântul pregnant. Așa e. Politicul nu s-a mai implicat, probabil având și exemplele ultimelor condamnări din fotbal, n-au vrut probabil să-și bată capul. Acum legea le permite cu acei 5% din bugetul unei comunități, dar Brașov, primăria și Consiliul Local deja sunt implicate într-un club sportiv, ei fiind acționari la Corona.
Atunci e greu de crezut că se vor apleca și asupra acestei echipe de fotbal. Cu toate că 5% ar suna bine raportat la bugetul Brașov, primăriei Brașov. Da, a orașului Brașov, dar sunt mulți bani. Sporturi. Asta e, că ăștia 5% trebuie să împărțiți la toate rămurile de sport, la toate cluburile. Și vin secții îndreptățite care au performanțe la nivele superioare și e firesc atunci ca fotbalul să stea un pic la coadă. Din nenorocire, fotbalul e cunoscut și recunoscut ca mâncător de bani, că au fost și vor fi investiții destul de serioase dacă vrei să faci o echipă de fotbal să o menții. Și atunci, așa cum spui, lumea... Eu sunt reticent vis-a-vis de... Lumea spune, mai bine mă orientez pe alte sporturi. De a recupera investiții foarte, foarte greu, mai ales la o echipă de nivel local. Foarte greu. Avem exemplu la Liga 1, unde doar FCSB-ul pot spune că trăiește din ce produce. Da. Așa zis autofinanțare, știi, că se vehiculează termenul ăsta de când din orice și din biletele de la meciuri, din televizări, din participările internaționale de FCSB. Da, bine, e cea mai rentabilă echipă la momentul ăsta de câțiva ambunișori. Ceea ce luăm Brașov, că vorbim de Brașov. Deci nu poți să faci așa ceva. Lumea, ai văzut? Câtă lume vine la meciuri. Și nu acum, cât era în prima ligă și liga a doua, ultima dată. Am mai deci spus lumea... la emisiune, cu puțin atenție ne puteam saluta între noi, că deja ne cunoșteam care eram pe acolo. Foarte puțin. O glumă nesărată, aș putea spune, dar plină de adevăr. Dar de ce? De ce crezi totuși că a plecat și lumea de la stadion? Au fost ani în care stadionul era arhiplin cu oricine jucai. Da, în anii 80, chiar eram copil, participam la jocuri, s-a îndepărtat un pic și tradiția. În 2000, da, în 2000 nu era plin stadionul țemin. În 2000, da, cu participarea dumneavoastră. Toate jocurile erau cu stadionul arhiplin. Nu? Și a mai fost o perioadă, puțin, a mai fost până 2007-2008, așa, puțin, cu... Nu le mai dau numele. Au fost și performanțe atunci, erau și alt gen de suporteri, să le spun așa. Nu erau dispersați ca cei din zilele noastre. Cum sunt, da. Că sunt facțiuni ale galeriilor. Eram toți o apă și un pământ, să zic așa, că și eu m-am regăsit în galerie de multe ori, ales de copil. Acum omul cu grija cotidiană s-a depărtat un pic de sport. Nici nu avem cultura sportivă, să spun, unor altor orașe. Da. Dar ce părere ai cu transmiterea asta la atâtea meciuri, foarte multe meciuri? N-a ținut și asta lumea acasă, că în zilele de astăzi a plictisit lumea transmiterile, nu? E asta, zic. Dar bine, pe undeva nu putem acuza televiziunile, e firesc să ai... Suntem totuși în Europa. Mai ales la prima ligă și plătesc destul. Deși e dezolant să vezi acele tribune goale când schimbi canalul și dai pe un meci din Premier League sau Primera División. Parcă e altceva. Și alt sport. Zici că e alt sport, da, pe cuvânt, așa. Dar ne uităm că s-ai noștri, ne uităm și la ei. Nu știu ce părere ai. Eu zic că și lipsa asta de interes la toate nivelurile. Deci ne-a adus în situația asta. Vorbesc numai de Brașov, că și în alte părți la fel. Dar dacă vorbim de Brașov, că suntem Brașov... Eu zic și lipsa unei culturi sportive. Mă uit și la Corona. Asta, nimeni nu s-a ocupat. Părerea mea, totuși Corona a avut la un moment dat, sau s-a bătut pentru rezultate la nivel înalt acolo și totuși nu a jucat mereu cu sala plină. În ultimii ani de handbal, de Corona, da. Echipa de handbal, care e una reprezentativă la nivelul sportului brașovean. Da. Este. De alte sporturi, chiar mi-e greu să-mi amintesc acum. La basket, mai la basket mai merge lumea ceva. Da, Dan Calandia face treabă super basket, acolo. Chiar acum au obținut o victorie frumoasă contra un adversar cu buget, am înțeles, de câteva ori mai mare. Da, și care a declarat că se bat la titlu, Satu Mare. Bravo lui. Și le-a bătut acum, vineri sau sub-vineri, cred că a fost meci. N-am fost, prerușinea mea n-am fost la sala, dar amândoi să fi jucat cu sala plină. Acum nu știu. Eu am fost la multe meciuri anul trecut și era sala plină. Și anul trecut au jucat bine fetele. Așa. Mă scuz, referitor la sală plină. Da. Țin minte și că toți suntem la basket. Da. Acum vreo două sezoane, echipa din Sfântul Gheorghe a beneficiat de un public, jumate din sală era îmbrăcată în alb-verde. Da. Când s-a jucat cu Sepsi, aici la Brașov.
Da, să zic, deci au venit mulți de acolo. Foarte, jumătate de sală era din Sfântul Gheorghe. Da, da, au devenit și campioane atunci. Da, dar vedeți cultura sportivă la ei. Eu știu, merg și la meciuri de copii acolo și chiar am întâlnit oameni în sală și am întrebat, aveți nepoți, aveți copii? Nu, am venit să vedem fotbal. Am rămas uimit, erau turnee de copii. Cam trecut puțin la alte sporturi. Păi tu vezi că județul Covasna cum ne-a luat-o în față. Unde era județul Covasna vis-a-vis de Brașov în ceea ce privește sportul? Toate ramurile sportive. Deci acum sunt peste noi. Da, acum... Ca rezultate... Ca participare, clar, în primul rând. Păi nu, că au fost și fotbal. Ca reprezentare. De Liga întâi, au basket, campioane au fost. Ce au și handbal, au și hockey, au și... de toate. Nu, folclorul spune că ar fi, nu pot spune cu certitudine asta, doar și eu din ce am auzit, că ar fi o infuzie de capital dinspre Ungaria. Dar mă rog, asta e treaba lor și că sunt ajutați. Am auzit bine că se descurcă, nu? Da, și chiar atâta timp cât au jucat la Brașov, n-am lipsit la niciun meci de-a lor. Da. Pentru că erau meciuri de Liga 1 și mi se părea normal să fiu acolo. Da, mai vedeai nivelul, mai vedeai și altă echipă cu care juca și asta este. Încet, încet se pare că Sepsi va deveni obișnuită a Ligii 1. Dacă continuă așa, da. Dacă anul trecut s-a chinuit un pic, Neagoi a făcut treabă bună și deja au un cuvânt de spus în campionat. Și-au făcut lot bun. Da. Deci au investit, pentru că sunt foarte mulți străini acum. Și de unde au bani, Dan? De la Budapesta. Nu, cred că au toți banii de la Budapesta. Deci eu știu că am auzit, deci au peste 60 de sponsori. Tu îți dai seama, păi fiecare să dea câte puțin acolo. Deci revenim la noi. De ce crezi că nu mai vor să dea bani? Acei sponsori... Oamenii care au un ban. E o idee mai veche a mea, am încercat să o pun în practică la Săcele, n-am reușit. Apropo de ce spuneți dumneavoastră cu sponsorii, cred că și factorii locali de conducere ai orașului, ai județului, au un cuvânt de spus în fața acestor sponsori. În ce am auzit, i-ar fi convocat și rugat ca fiecare să... Așa se făcea și la noi pe timpuri. Păi așa se făcea. Așa. Și e transparență, e legal, nu se poate întâmpla nimic care să sperie oamenii care și dau bani la sport. La noi chiar nu se mai poate face, că asta e întrebarea în jurul acestui lucru. Cine conduce acest oraș? El ar avea puterea să asocieze mai mulți agenți economici. Deci s-a format așa o idee... Și fotbalul a devenit paria sporturilor în Brașov. Deci nu putem să ne ascundem, că asta e ideea. Deci toată lumea care aude de fotbal, nu dau nimic, nu ca acolo să ia, să face, să drege, mă înțeles? Dar ce primarul a făcut și primarul, pe cât duceți vorba de el, mai ales de la celebru scandal care a acum 4-5 ani de la Corona cu DNA și cu alte probleme, s-a scârbit de fotbal și chiar a declarat că nu mai vrea fotbal. Nu mai trebuie. Da, e ghinion. Nici nu cred că este dânsul un iubitor așa al jocului cu balonul rotund. Nu fi, dar știi toată lumea, uite, că sunt orașe, tot cu ambele. Lui Boc îi place fotbal? Sincer acum. Sau îi place, ce să zic, basketul sau alea? Hai să, da, ce a făcut în Cluj e extraordinar, bravo lui. Nu? Dacă... Două săli de sport. Păi nu. Păi nu. Două stadioane care pot găzdui meciuri internaționale. Păi da. Ce părere ai? De ce în momentul în care știi că acum am permis să spun echipă de tradiție, readucem echipele de tradiție pe firmament, adică spre Liga 1 ca la Ețelu, Brașovul nu prea i-a anunțat niciodată. Ai văzut cum se vrește? Domnule, trebuie să revină Farul, UTA, cine mai e pe acolo? Timișoara, nu știu care, Bacău, sunt multe. Brașovul încă e confuz și la nivel juridic vis-a-vis de titulatura echipei, pentru că încă e în stand-by denumirea Palmaresul, culorile, încă nu au fost, sunt încă în fază de judecată, sunt la tribunal, nu se scoase la licitație. Știi ce nu înțeleg eu? Bine, mă, e greu, aia nu putem să o facem, nu avem bani, trebuie să te duci, să umbli, să... Fă o altă echipă și două acolo, care-i treaba? Păi de ce ținem noi, dar de ce ținem noi morțiși să facem echipa care a fost? Și eu m-aș mândri, că mă întreabă nepoții, bă, tu ce ai întrebat? Mai regăsit. Păi unde e echipa aia care a antrenat, totuși, știi? Așa.
facem o echipă la un moment dat și să o ducem sus, și după vedem noi ce facem cu restul. Păi asta s-a încercat cu asta. Păi nu s-a încercat, că toată lumea se leagă de steagul roșu. Asociază, da, cel puțin. Deci lumea așa percepe fotbalul. În Brașov, steagul roșu sau FC Brașov. Da? Da. Deci spălăria. Deci așa e, așa e cam peste tot. Dar dacă nu se poate, nu mai încercăm și alte părți, alte metode. Probabil se va putea cât de curând, pentru că acel palmare sau acea denumire vor fi curând scoase. Nu știu exact datele, da. Dar... și atunci va fi simplu. Să vedem cine va dobândi numele. Ce dacă e din fotbal, dacă îl interesează sau dacă îl ia doar să-l vândă sau... Păi da, asta e altă întrebare. Hai să zicem că îl ia, cineva o să profite și o să ceară bani, ca așa se face, că și Petrolul când și-a redobândit numele a plătit o sumă, 60.000 de euro. A plătit ca să ia palmaresul, culorile, ce mai văd acolo, sigla și celelalte... Ei, când licitează, da. Plătați Marica la, da, Constanța, cât a dat? 30.000 de euro. 30.000 de euro, da. A luat tot. Da, da, da. Și încearcă reconcilierea cu suporterii și să facă un lucru bun. Dar cum? Dar nu e echipa asta care joacă Faro acum în Liga a doua. Deci... Asta nu poartă numele și semnele și toate. Încă nu. Deci Marica vrea la un moment dat să facă altă echipă cu denumirea, cu ce a luat el, palmarezul și așa mai departe. Ăștia funcționează mai. Probabil că acum văd că și pe cine l-a dus? Pe Dănciu, nu? Pe Dănciulescu. Dănciulescu, da. Bine, acolo și s-a implicat și primăria. Și Bratu, și Bratu e acolo. Da, da. Primăria l-a impus pe Grigoraș. Pe Grigoraș, da. Așa, și s-ar putea acum să dea Marica acestei echipe să continue, să dea ce a cumpărat. Mă înțelegi că n-au vrut spectatorii. Păi nu, mai mult invers. Marica va lua de la cei spectatori, acei suporteri. Sau, na, mă rog, dar el a luat ale Farului. Au vrut suporterii mai mult sau mai puțin să colaboreze cu Marica, dar primăria le-a spus clar, nu... E echipa la Marica, da. Atunci merge și ca. Știți că au jucat la Techirgion vreo două etape. Da, școală. Și acum... la Hagi, la Ovidiu, da. După aia la Techirgion, da. Și acum au revenit. Acum au jucat la Constanța, pe un teren infect, din ce am văzut și eu la televizor. Da. L-au cosmetizat. Tribune, da. Și alea, dar gazonul... Gazonul e groaznic. Noi avem un gazon excelent aici. Chiar mă uitam să mătă la mești. Da, este? Același gazon de ani și da. De zile. Da, da, da. Probabil și solul e mai bun decât la Constanța. Și cred că așa este. Bine, mai contează și solul, mai contează și cine se ocupă. Și oamenii. Contează corect. Enorm la care se ocupă. De bine, care... nici ei nu-i pot face peste noapte, dacă nu. A fost paragin atâta știi, timp. La Constanța totdeauna a fost terenul rău. Deci eu știu și când jucam. Deci eu nu țin minte, odată să fost și echipa națională, Pițurcă îi ducea acolo că nu era foarte bun teren. Acel 1-0. Da. De o strategie. Deci acolo, datorită salinității din aer, datorită vântului care bate 6 luni pe an și așa mai... Nu cred că e greu să faci știu, acolo. Știu, acea lume și Olanda de la Constanța, foarte denivelat. Olandezii s-au prins de teren, e firesc fiind echipa mai tehnică. Da. Pițurcă a făcut ca... Pe vremea lui Ștefan cel Mare, a pustit tot. Da. Noi avem terenuri bune și la Hărman, și la Brașov, Carpațiu, Metormul arată foarte bine tineretului. Facem un pic trecerea la Liga 3? Da, facem. La Liga 3, deci, din păcate, ACSS, Municipal Brașov, ca așa se numește echipa acum, n-a reușit să câștige meciul de acasă cu Bucov. Cum îi cheamă pe ăștia? Cu cine a jucat? Cu Bucov? Nu, Bascov. Bascov. Bascov din Argeș. Bascov din Argeș. Da, Bascov e chiar lângă Pitești, la 5 km. Care era pe locul întâi la momentul venit. Păi asta e, că ei au jucat în ultimele etape numai cu echipe de pe primul loc. S-au dus la Astra, știi că era Astra pe primul loc, Astra 2. Da. A câștigat acolo cu Bucov și a mai fost una care a jucat ea după primul loc, nu știu care, Alexandria, nu mai știu care. Din păcate n-au reușit să câștige. Un nou semieșec, da. Au ieșit și... Deși au deschis scorul ca și dățile anterioare. Da. Din păcate, au pierdut o puncte acasă. Eu știu că era o zicală. Dacă vrei să promovezi, nu trebuie să pierzi deloc acasă puncte. Dar s-a întâmplat asta. Afară au câștigat toate meciurile. Toate meciurile. Și au început,
auzit deja, deci după meci, acuze și la adresa jucătorilor, la adresa antrenorilor. Nu acuze, dar putem vorbi, nu trebuie să se supere nimeni că facem o analiză a jocului. Adică așa, așa cred că ar fi firesc. Parcă nu ți se pare, nu ți se pare așa că jucătorii parcă nu au încredere în ei? Eu cred că echipa e bună. Da, luați parte. Părerea mea e, dacă ești după nume și momente din joc unde e foarte bun, eu zic că nu au încredere în ei. Da, și asta și... Probabil că e datorită situației existente. Nu, că la ei încă n-au fost, din ce am înțeles de la băi, sunt întârzieri mari sau... Într-adevăr, planează incertitudinea și... Nu-s la zi cu plan. Ah. Dar mă rog. E păcat acum că au deschis scorul și au avut ocazia să majoreze acel avantaj și n-au reușit nici acum, nici... Au avut, bății, Leduț a avut bară, au mai avut încă ocazie tot el, au fost situații. Și după aceea, contrar cursului jocului, că nu pot să spun că a fost o dominare sau un joc care să pună probleme gazdelor. Cei de la Bascu cu multă șansă, părerea mea, și acel penalti, dacă a fost dat și la reacția jucătorilor echipei adverse, chiar am văzut, toți au ridicat mâinile spontan și probabil asta a impresionat și arbitrul și a dictat penalti. Bine, după ce în prealabil Danciu de la ASSR a încercat să dribleze apropierea careului, a pierdut mingea, a ieșit acel corner. Mă rog, acum mai tardiv să... Dar trebuie să se facă o analiză și să înțeleagă. E tânăr și el, la început de drum, nu se derblează acolo, mai ales în momentele alea. Ce ați fi făcut dumneavoastră dacă erați antrenor, pe vremuri, să pierdeți puncte acasă? Nu știu, dar ce se întâmplă? Florin Stângă e un antrenor foarte tânăr. Abia renunțat la fotbal, că a jucat și anul trecut în Liga 4. Eu am avut de la început, de când a devenit antrenor, am avut încredere în el. Îmi place, e un tip care se informează, un tip care își dorește foarte mult, încearcă să treacă peste greutățile pe care le întâmpină. Vedeam încrederea asta, nu știu, s-ar putea să fie prea apropiat de jucători. Știi că jucătorul, nu mai vreau să zic, e dracu, știi? Cu jucătorul trebuie să-l pup numai în somn și în rest să știe cine e șeful, știi? Și să... Așa el e, e un tip destul de... Nu are experiență necesară. Nu are, dar nu-i domnul. Nu are cum. Da. Chiar vorbeam după meci cu cineva din anturajul echipei și pare că are momente și el pe bancă când se blochează, când el efectiv e blocat, experiența. Chiar și la meciul cu Turnu Măgurele atunci, mi s-a părut ciudat să, ca joci acasă, ai 1-0, un meci dificil cu o echipă care ești acolo, te bați cu ea, să nu închizi jocul, să joci la fel de avântat și să fii surprins pe contraatac. Nu mi s-a părut firesc acel gol de 1-1 al lor. De asta zic. Vreau să zici că datorită a lipsei de experiență, să spunem, are momente, nu are de unde avea experiență, are momente în care se blochează și el. Am văzut asta la antrenori mari. Nu știu dacă luăm cupele europene, știi, există așa ceva. Uitați, Contra în Lituania a făcut o schimbare. După 8 minute a dat gol. Da, maxim. Bine. Eu pe Contra, în afară că știe meseria, eu îl încadrez în grupul antrenorilor norocoși. Corect. Unde-i pițur, că sunt mai mulți, știi? Uitați, Florin l-a schimbat pe cel mai periculos om, pe Strătilă. Da. Bine, noi din tribună nu putem ști de ce l-a schimbat, că am înțeles că ar fi fost o variantă, s-ar fi cerut și Strătin afară sau că să menajeze, era un jucător cu cartonaș galben. Da. Cert e că l-a introdus pe Horia Popa, n-a adus nimic nou, nici n-a mai fost periculoasă echipa acolo în față, l-a fi permis gaspeților să revină în joc, să revină în atac. Când e să ai ghinion... Adică eu ce spune lui Florin, nu singur cu ea spune, că altceva... Nu, ți-am spus, eu îl simpatizez și îl văd că o să ajungă antrenor. Să întinde echipa prea mult, că de-aia am și logo-urile acasă.
Deci se întind la un moment dat pe 70 de metri. 70 de metri, am observat și eu, da. Asta e una dintre cele mai mari racile ale fotbalului actual. Mă înțelegi? Ei, dacă ar fi jucat, și cred că le spune, că nu mă gândesc că nu le spune, dacă ar fi jucat compact, înțelegi? Mai să facă blocul ăla scurt. Așa? Cred că puteau fi evitate niște goluri în cazul ăsta. Că una e să fie în densitate, alta e să fie răsfirat, știi? Și atunci a profitat adversarul. Cu șansa acum din penalti, da, uite, sunt două puncte pierdute. Da, dar în momentul ăsta nu-i mai acuzi din șansă adversarului, dacă ești așa de bine așezat. M-ai înțeles? Și am văzut la atacanți repliere extrem de greoaie. Tranziția negativă, cum zice Ilie Dumitrescu. Deci, greoaie. Că de-aia nu stă echipa strânsă. M-ai înțeles? Deci atacanții pierd mingea sau, mă rog, nu ajung la ea, nu fac acel sprint unde s-a hotărât să se apere echipa, zic, la 35 de metri departe. Nu, ei rămân acolo pe la 20 de poartă adversă și mea să creeze spațiile. Bine, m-ai poate înțeleg? Aici doresc să rămână aici proaspeți în atac. Aia nu mai vine înapoi, ce auzi? Liga 3, nu... Dar eu n-aș accepta așa ceva. Când stabilești o strategie și spui lucrul ăsta, dacă nu ești bun, stai pe bară, vine altul. Chiar dacă e mai slab ca tine. Dacă hotărăști să faci acest, păi asta ține echipa în bloc. Nu? Astea sunt greșelile, știi? Eu n-am vrut să-i spun lui Florin, a fost și el de multe ori aici la mine, că... Știu și eu, când încercam unii să dea niște sfaturi, mă uitam așa puțin, cam știu ce înseamnă lucrul ăsta. Numai un antrenor știe ce înseamnă echipe, fizic, cum sunt. Sigur. Băi, de ce nu l-ai băgat pe ăla, l-ai spus pe ăla, l-ai băgat pe ăla? Noi ne dăm cu părere aici. Da, ne dăm cu părere. Ce ei știu din propriu. Așa e. Păcat e că suntem numai pe locul 4 acum, dacă putem ne pe primul loc, mi se pare. E timp. Nu, e destul timp, dar aici intervin și celelalte probleme. Echipa e bună. E, mie îmi place, pe cuvânt îți spun. Și faptul că au numai victorii în deplasare și nu chiar la echipe slabe, spune ceva. Păi spune. Există potențial. Sens, au jucat ultimele etape numai cu echipe pe primul loc. Bă, oricât de întâmplător ar fi chiar așa, dar au fost mai multe echipe, nu una. Mă, s-a dus și a bătut-o pe Alexandria, care era pe primul loc, zic. Nu, dar uite că a bătut mai multe. Și victoriile n-au fost întâmplătoare, adică au fost în urma unui joc consistent. Da. Chiar am văzut și o imagine că au mai pus băieții pe site și chiar posesie, ocazii, dominare. Păcat de punctele pierdute pe teren propriu. Da, păcat că nu-și dau drumul la joc, domnule, cu încredere. Cu aia parcă puțin cu frâna de mână trasă, dar nu știu de la ce vine asta. M-ai înțeles? Nu știu de la ce vine. Uite, jucau altfel. Iau Liga 4, mult mai ușor, mă rog, nu se compară. Dar altfel jucau. Cu entuziasm, cu dăruire. Erau diferențe uriașe de valoare între ei și celelalte competitoare. Dar de ce nu faci același lucru? Încearcă să faci același lucru. Dacă iese, iese, cu atât mai bine. Nu? De ce să trec eu la altceva? La teamă, la... Că asta și ce se face? Păi te face să faci greșele în joc elementare. Elementare. Sare mingea la o preluare 5 metri, nu ajungi la minge că ți-e teamă și nu știu ce. Deci sunt o sumă de probleme care influențează. Tot că tot faci și tot se întâmplă, dar mă, măcar să fie un păcat că am făcut tot ce am putut. Nu? Sunt convins că ăsta Florin le spune. Deci le spune treaba asta, dar o fi mai greu să-i faci să înțeleagă, eu știu. Doar ei știu. Doar ei știu. Așa e. Văd că sunt susținuți, deci după meci lumea nu-i supărată, ei se duc, fac aia islandeză aia, da, ceea ce înainte nu s-a întâmplat. Au mai fost ceva, Țin minte, da. Dacă făceam meci egal, te țineam huiduri până tu ieșeai după telem. Uite, acum, uite, e o înțelegere. Ar trebui profitat de treaba asta, părerea mea, că e un lucru foarte bun. Da, pentru foarte că bun. Spiritul și țelul lor este comun, galeria cu echipa au plecat de jos asta, împreună și probabil îi văd ca și colegii lor. Exact, și ar trebui profitat de treaba asta. Păi că stau și mă gândesc, dacă începe să-i înjure, să-i fruiere, să-i huiduie... Exact, de unde teama asta de joc când e toată lumea cu tine? Eu asta mă întreb. Să vedem, poate cine știe. Găsesc o metodă și... Mai câștig acum în deplasare și... Da. Și revin. Da. Din păcate, Râșnovul
este una din echipele Ligii a 3-a Brașovene, a pierdut acasă de la Unirea Deji, neașteptat, veneau după 3-4 victorii. A, Unirea Deji a făcut 2-2 și la Hărman. A făcut și la Hărman, da. Priește zona asta. Ne-a luat punctele din șop de Dâmbrașov. Mai ales că Regiul venea după victorie în deplasare. Da. Ce trebuia confirmat. Nu, mi se că venea de la Baia Mare, făcuse meci egal. Sau cu deplasare. Acum a făcut, înainte, câștigaseră la Târgu Mureș. Deci erau cu niște victorii, dar nu stau prima rău. Parte a clasamentului. Sunt pe locul 7. Sunt pe locul 7. 13 puncte, dacă nu așa. Florin s-a înșurubat bine acolo și văd că a făcut o echipă bună. Dincolo... Cât te aduce puncte, înseamnă că merge treaba da, bine. Da, Hărman o câștigă cu 4-0 de data asta. Că avea mare nevoie de puncte cu... În urma unui joc am fost prezent da? Cu 4 goluri din faze fixe, în penalti și 3 lovituri libere. Foarte bine. Buga 2 goluri. Da. Cam prima tinerețe când juca la dumneavoastră. Deci asta e cu Iernut Oșcăr, nu? Da, da, într-adevăr, echipa mai slăbuță, ultimul loc. Dar aveau nevoie de... Aveau mare nevoie de puncte. Și de puncte și de încredere. O sta cu 3 puncte în multe etape. Și acum spre locul 9. Minus 2 la adevăr, chiar azi vorbeam cu Bona și spunea că și-ar fi dorit încă 2-3 goluri pentru moralul echipei și pentru a veni pozitiv la da, el știe, clasamentul da, la golaveraj. 4-0 e un scor care oricum poate să le dă moral, nu? Le dă și da. Îmi spuneau... Mai ales că au câștigat și pe ultima etapă. Da, au făcut afară, și acum 2 etape, acel 2-2, deci au luat da. Iau 10 puncte, dar 7 luate în ultimele 3 etape. 3 etape, da, da. Mi-a spus azi dimineață, Dan, că vorbeam cu el vis-a-vis de omogenitatea echipei, au mai venit jucători noi și da. Încet, încet au început să funcționeze până... relațiile de joc și să văd rezultate. Dan a fost și el aici, înainte de a începe campionatul și eu mi-am dat seama, el a pierdut mulți jucători în vară, au plecat mulți de la Hărman, dar era încrezător și zicea la Norfie, am găsit alții. Au mai venit după el de la Hărman, cu care a lucrat și da. De care se bază. Bine, dar trebuie să ai lot, că o echipă o faci de bine de rău, dar trebuie lot că se accidentează, sunt cartonași, sau asta, trebuie să ai cu ce să-i înlocuiești, că altfel nu iei puncte, cum mi s-a întâmplat primele etape, știi? Și ce nu-mi place mie este faptul că avem 3 echipe și 2 au fost date într-o serie și una într-o serie. Asta chiar că nu o pot înțelege. Că Lund și geografic Lund, Râșnovul este mai spre sud decât e ACSR. Mai înțeles? Brașov, așa și a băgat pe Râșnov cu Hărman în seria 5 la Mama Zmeilor că fac 450 de kilometri până la Baia Mare, statul mare încolo și pe ACS i-a dat în seria 3. Ce ar fi gândit, domnule, că... Nu știu, chiar nu pot să-mi dau seama. Ar beneficia de vreun sprijin fraudulos din partea celorlalte... Nu știu, a văzut că m-a cerut că s-a dus la Craiova. Da. La Mititel. Să-l înțelege. Despre funcție de conducere. Da. De președinte. Președintele. Echipei, că, na, Mititelul rămâne patron și Marcel e președintele clubului. Și acolo să vedem de gringoladă, dacă vor ajunge și ei în Liga 1. Păi când să ajungă? Că deocamdată nu ajung în Liga 2. Nu vezi că ce meciuri a pierdut? Nici nu știu cine e antrenor acum, că a fost Ștefan Stoica când a venit aici. Da, după care a demisionat la 2 etape. Da, da, și nu știu cine e acum antrenor. Chiar nu știu. Suntem la pregătiți. A venit acum cu... Cum acel? Da. Scap. Nu știu cine. Așa. Aici Miercurea Ciucă, ai văzut? Pe primul loc. A rămas pe primul loc după 0-3 acasă. Au pierdut 3-0 acasă Miercurea Ciucă. Și au rămas totuși pe primul loc. De când în seria se chinuie și, dar anul ăsta cred că... E al treilea an care încearcă și cum am auzit de la alții, că eu n-am fost acolo deocamdată, că au niște condiții extraordinare. Condiții foarte bune. Știu că vorbeam cu Iosi Balint când a fost Iosi, echipa. Da. Chiar îmi spunea pe jumătate zâmbind că le-am cerut niște bani așa să mă refuze, că nu prea aș fi vrut să merg acolo. Și oamenii i-au acceptat. Țin minte, chiar antrenorul cu portarii avea vreo 1000 de euro pe lună. Deci erau bani buni acolo. Și condiții. Și o condiții foarte bune. Baza și terenul de antrenament. Și ei sunt susținuți.
Au, și ei au pus bazele juniorilor, acum au o echipă au foarte bună. La, de fotbal. S-au bătut cu ai nu știu, și cu lucrează, media. Lucrează direct cu Budapesta. Au da, școală de fotbal. Că obligația lor e să dea un jucător pe an, da, la, susceptibil de a juca la... La Pușcaș, la cine? Nu știu la ce școală. Dacă de la, la de Ungaria. La o academie, da. Da, unii, la unii se poate. Deci bine că se poate la unii. Știi că nu e bine să fim invidioși. Au cam atras tot ce înseamnă tinerii din da? Județele din Harcov. Bine, au vrut ei să facă modelul Hagi, știi? Să înceapă, să... că Hagi nu prea mai umblă până toată țara la momentul ăsta. El are să crească pe ea, care sunt acum, știi? Și a crescut. Au 18 jucători au avut la Naționala Mare și Naționala de Tineret, care au trecut pe acolo. Bine. Nu care sunt acum acolo, care au trecut mult, cred foarte mult. Un fenomen la acest nivel da. Juvenil, chiar țin minte... Hagi a acaparat tot, adică odată la un moment numele dat, lui, din toată țara. Numele lui, nu mai spun că dacă un părinte din da. Țară era sunat și zicea bună ziua, sunt Gheorghe Hagi, da. M-ar interesa fiul dumneavoastră, da. Automat. Nu stătea, și cazuri de la Brașov. Nici nu stătea pe gând. Da. Numai că vede și de la Brașov, au fost câțiva copii. Și n-a reușit. Te-a trimis înapoi. Dacă, nu, poate să... Să știi că are standarde foarte înalte. Are oameni foarte buni. Dacă care ai un jucător, îl aduci din țară. Pe, da. Și vine altul pe postul lui. Și un mai, pic bun? Mai bun, automat cel vechi pleacă înapoi acasă. Clar. Clar. Altfel nu poți. Altfel nu poți să ajungi la performanță. N-ai cum. Deci el trebuie să aibă cei mai bun din tot cei mai bun, din tot cei mai bun, știi? Da, de asta și reușit. Da, să mă uitam la Cicăldău ăsta, ce bine, școala tineret. Îmi place foarte mult. Fotbalist cu inițiativă, un fotbalist care nu e frică să dribleze, da. Care ia acțiuni, e unul la unul. A avut niște faze la mijlocul terenului, niște depășiri. Din îl ajută vezi și fizicul, că, micuț, da. Centru dar jos. Dar vezi tu că jucătorii noștri, Dane, nu mai știu să dribleze, pentru că nu au fost încurajați. Stăm tot cu modelul german de nu știu câți zeci de ani, ai întâlnit obstacolul, pasează. Nu mă jucat, copilul trebuie să dribleze. Iarăși mă întorc la școlile de fotbal. Da. Mai sunt părinți care la meciuri strigă, dă-i drumul. A, și în drumă e... Ei, când ne-am spus că la București, la școala de antrenori, li da. Se spune clar antrenor, nu cumva să spui copilului, dă drumul la minge, lasă-l să-și exact. Dezvolte personalitatea, lasă-l exact. Să învețe să dribleze, da. Lasă-l să învețe să dea un șut la poartă. Așa. Mă rog, asta se cere, prea puțin pun în practică. Păi, Dani, hai să ne gândim puțin. Ce ar fi fost lui Dobrin, lui Hagi, lui Bala, să le fi spus, ai întâlnit obstacolul, pasează. Ce făcea fotbalul nostru? Și a zis și mie. Deci de ce antrenor putea să-i spună? Nu, când erau mici. Nu, când erau mici. Nu că au devenit ei monumente de valoare. Plăceau și antrenori de atunci mingii care să fi zis lui Gicu, să fi zis lui Gicu Dobrin, Gicule, când ai întâlnit adversarul, pasezi. Pasează și repliază-te să recuperăm. Da, spune-și tu. Asta e, ce să mai... Doamne, a fost altceva. Și acum tindem să revenim la cotele normale, să știi, că și afară e treaba asta, să lasă să dezvolte copilul, să dribleze, să ridice capul, să paseze, să aibă el inițiativa și după aceea e strunit, când ajunge la senior, atunci... Fazele superioare junioratului. Da, intră în tactică și atunci e altceva, știi? Deja poți discuta de la 16 da, ani și tactic exact. Un copil, dar momentan la 10-12 ani. Exact. Doamne, am spus sfârșit. Hai să facem ceva cu concursul nostru. Văd că aveți foarte mulți care este sponsorizat, care este sponsorizat, de știi cum îi spune? Echip.ro by Homa, de aici din Brașov, de la Orizont 3000, standul 21A, acolo să găsesc toate produsele fabricate de Homa. Sunt niște sponsorul tehnic al echipei naționale. Spuneam niște respiratorilor că port un tricou Homa, un material extraordinar. Am și eu. Pe cuvânt. Da, noi până acum vrei să spun că n-am îmbrăcat niciodată un tricou Homa? Că trăiești, după că trăiești, da. Dar ne uite, scuze că n-avem bol, sunteți nou mutați și n-avem da, recuzită. Că trebuie să cumpărăm un bol. Asta l-amestec eu aici. Nu, dar stai că tu, eu să citesc numele și tu le strângi. Corect. În patru, da? Corect. Deci, Rare Silvestru. Strânge-l în patru și pune la gola. Ștefănescu Alex. Vele Horață. Pe Horață îl știu.
Și eu știu, a fost pasibil un roșu, acum trei etapă da, Mairuș. Că joacă, joacă la Mairuș. La Mairuș joacă, da. Horațiu Hidișan, știi cine e? Da, e băiatul... am avut antrenor până afară. Da, băiatul Neafane. Și l-am descoperit recent. Da, mă bucur când văd numele astea, știi? Neafane, ce palmă mi-a dat aici, acum după 30-40 de ani. Iacob Lucian. Așa, Mihai Ion Trincu. Suporter, mă gândesc, da. Și iubitor de fotbal. Da. Orazio Flo. Da, coleg, fost coleg de școală. Da. Și el stegar până în duva oaselor. Îl am prieten pe Facebook. Și... Toma Vasile. Ion Nițu, care comentează orice ăsta de fotbal, știi? Da, orice intervenție, da. Constantin Oprea, ăsta e domnul Oprea. Eternul suporter. Da. George Coconete. Scarlat Dumitru Scamă, cred că știu cine ai și de eu. Facebook am și eu. Martinaș Petru Lucian. Gabi Bogdan. La câți doritori sunt să vorbim cu sponsorul să suplimenteze un pic premiul? Ar trebui. Florin Badalachi. Badalachi, da. Avem Francis Di Bernardo. Din Italia aveți suporteri. Da. Aveți alt Horațiu Conciung de data asta. De să nu fi pus două bilețele. Nu, că e nume diferit. Horațiu e comun. Și ce crezi, Andrei Moga? Moga? O fi Andrei? Un nume relativ comun, da? De care îți spuneți asta? Ziariul care mai scrie de basket, de alea. Posibil. N-ai jucat tenis cu el la Dinamo? Sunt din generația mai tânără. Stoian Florin. Da. Florin cred că joacă la mini fotbal. Sorin Crișu. Pe Sorin nu știi? Pe Crișu. Crișu? Cum? Crișu, la metrou. Da. Fratele lui Doru, salut pe Doru. Când am văzut numele. Ocazie. Lucian Curteanu. L-am văzut pe Doru, mai știți pe fratele lui? Da, cum să nu știu. El era când eram la echipa de fotbal la Copa. Mihaela Socoteanu. Mihaela, cred că e suporterița. Știam câțiva și din afara Brașovului. Eu am zis că numai din Brașov fac. Că e greu să vină de afară de la București să iau un tricou. Dacă l-aș trimite eu, trebuie să mă gândesc. Tincă Ionuț. Vasile Bâță. Cătălin Cătă. Nicolae Stanca. Nicu, fost un meu coleg de la Vâlcea, dar el sunt Sibiu. Nicu Pește. O scrie. Traian Cojocariu. Popa Mihai. Dumitru Răzvan. Alexandru Boboc. Încă o doamnă, Lucia Marco. Și ultimul e Cornel Boca. Ăsta sunt să le amesteți puțin, dar nu să tragem. Să bată tobele acum. Ca să zic după aia și că lunea viitoare cine este tras. Știi ce mă gândesc? Că am scris și pe foaie. Tragem două bilete, să fie unul în rezervă. Poate unul nu ajunge sau... Deci anunțăm câștigătorul și rezervă. Și rezervă, da. Da. Ok. Sper că am fost... Așa. Se poate de clar. Așa, și trage unul, Dane. Gata, deci tragem... Două, deci unul trage titularul. Primul câștigător al tricoului. Da. Da, să nici nu mă uit așa. Așa, ia unul. Da. Ia vezi. Hai să vedem cui dăm. Cine? Andrei Moga. Hai, zău.
Asta, da. Andrei Moga. A spus că deci Andrei Moga. Și Andrei, Andrei o să ia legătura cu mine, deci pe Facebook și o să stabilim când vine, cum facem pentru tricou și o să anunț că ne grăbim, că am depășit puțin timpul. Rezerva este Francesco Di Bernardo. Ia uzi. Hai să mă arătăm. Sper să nu fie din Italia, că în Italia mai greu. Costă mai mult drumul până... Da, ce acolo? Nu, mai arătăm odată câștigătorul, da. Andrei Moga. Da, și pe Di Bernardo. Di Bernardo l-am arătat. Așa. Deci lunea viitoare la ora 16:45 va trebui să fie aici la sediu Nova. O să luăm legătura, o să scriem și o să stabilim toate detaliile. Și spun o întrebare pentru concursul următor. Poate că o să vi se vadă puțin mai dificil asta, nu știu dacă puteți. Aici au intrat toată lumea pe Google, știi? Și au aflat în ce an, cum Cupa Balcanică, știi? Da. Întrebarea pentru concursul viitor. Care au fost cei 4 jucători stegari care au participat la campionatele mondiale din Mexic 1970 și SUA 1994? Da. Deci am spus numărul 4. Deci că puteam să nu spun, dar am zis trebuie să dau un indiciu. Deci 4 jucători au fost care au fost în lotul respectivelor echipe naționale, deci din Mexic 70 și din America 1994. E bună, nu? Da. Frumoasă. Mai ales că la din America e reprezentantul Hova, mai nou e la clubul celor care da. Se îmbracă în Hova. Da, da, da. Da. Care ne îmbracă. Așa, și nu uitați, dacă vreți să vă luați un tricou Homa, mergeți la Orizont și găsiți standul 21A și găsiți tot felul de articole sportive. Mulțumim pentru atenție și noi, Dani, mulțumesc frumos pentru plăcere că și acceptat invitația. Noi ne vedem lunea viitoare la ora 17, când vă spun de astăzi, încerc să-l invit pe domnul Drăgănoiu, Alexandru, care are o mare problemă cu fiul dânsului, cu Adrian Drăgănoiu, care mi-a fost mie jucătorul lui Dan, coleg de echipă și trece printr-o situație extrem, extrem de grea. Medicală. Da? Și încercăm să-i ajutăm puțin pe cât posibil. Lumea știu că este receptivă și o să facă tot posibilul să ajute oamenii ăștia care merită. S-au început de mersul. S-a început. Chiar azi dimineața m-a sunat un fost coleg și trebuie să facem. Deci au început o coletă. Dacă nu meritau, mai mergeam și noi așa mai prejos. Un bun coleg. Extraordinar, un caracter extraordinar. Că de-aia Dumnezeu, vezi, le dă greutăți tocmai ăstora. Mulțumim pentru atenție, ne vedem luni la ora 17. La revedere!